Hristos în mine. Amin. Mă bucur să fiu pentru 20 zile aici în Londra. Și îmi doresc să Dumnezeu să ne vorbească în această moment. În secolul 17 a fost un mare evanghelist, probabil cel mai mare evanghelist după Apostolul Pavel. Numele lui a fost George Whitefield. Un om pe care Dumnezeu a făcut un zid mare spiritual. Era prietenul cu John Wesley. Și omul acesta se trezea la ora 5 dimineața și mergea și predica. Și mii de oameni la ora 6 dimineața veneau să-l asculte pe George Whitefield. Și între cei care au venit odată la să asculte cuvântul, a fost un tânăr pe nume Robin Robinson. Avea 17 ani. O zis, o să mă duc eu într-o dimineață acolo și o să-l fac, de o să-l fac joc de el. Și într-o dimineață s-a dus să-l bată joc de mare evanghelist George Whitefield care predica. Și când Robin Robinson a auzit cuvântul lui Dumnezeu, istoria spune că s-a prăbușit, s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu și l-a primit pe Iisus Hristos. 5 ani mai târziu, Robin Robinson a ajuns să fie păstor într-o biserică în Anglia. După câțiva ani de zile, Dumnezeu i-a dat darul de a compune cântări. Și a folosit tehnologia bisericii cu multe cântări extraordinare pe care corpul bisericii le cântă și astăzi. Dar, după mai mulți ani de studiere, Robin Robinson a căzut în păcat. Și a pierdut bucuria, mântuirea, a pierdut totul. Era într-un tren, spunea mai târziu, răvășit, prăbușit. Și în compartiment cu el, era o bunicuță, metodistă. Și bunicuța asta nu știu că ăsta era păstor. Și a început să le evanghelizeze, să-i spună de dragostea lui Iisus, de iubirea lui Iisus. Robin Robinson zice, așa e bunicuța. Și bunicuța băga pe foc și îl evangheliza mai tare și mai tare, să se predea lui Iisus. Și nici cum ăsta, zice, da, așa e. La un moment dat bunicuța zice, auzi, Domnule, mă las să cânt o cântare. Și Robin Robinson supărat zice, cântă bunicuța. Și bunicuța a început să cânte. Să-ți ține pe jos când l-a sfârșit. Aleluia!
Dumnezeu într-un compartiment și mi-a vorbit Dumnezeu printr-o bunicuță, cântând în cântarea pe care eu însumi am compus-o în vremurile bune, spunându-l că m-a aflat al meu păstorul. Și vreau să spun în această dimineață, indiferent cine ești, indiferent cât de jos ai căzut, dacă vii și te pocăiești, există putere în sângele Domnului să te curățească. Lăudați să fie Domnul. Dar vreți să cântăm prima strofă? Haideți să vă zic. M-a aflat al meu păstor și de brață el m-a dus din adânc unde zăceam eu. Thank you.